Federația Română de Hambal organizează în perioada 24-25 august Supercupa României la Hambal Masculin. Meciurile se vor desfășura în sala polivalentă Pitești Arena. La primul turneu oficial din acest sezon participă echipele clasate pe locurile 1-4 la finele sezonului trecut de Liga Zimbrilor. Toate aceste echipe urmând să vă participe și în cupele europene plus CSM București. Deținătoarea trofeului este Dinamo, care a învins cu 26 la 25 pe CSM Con în stanța. Acum, cele două se vor întâlni în semifinale. Mina s-a impus anul trecut în finala mică 47 la 43 cu CSU Suceava.